au fost totuși unele măsuri care emoționante pentru mine, care au venit în sprijinul vostru, cum a fost gestul unor actori de la stat de a plăti chiria unor actori independenți. V-a impresionat gestul ăsta? A funcționat? Sigur că da, sigur că da. N-a emoționat, nici nu știu cine altcineva ar fi putut să rezoneze mai puternic la nevoia noastră. Adică sunt oameni, spre exemplu Oana Pelea, care joc în spectacol la Metropolis, Efectul Razelor Gamma, și știe de situația mea, și când vorbesc de situația mea, vorbesc de situația actorului independent. Știe ce înseamnă să alergi din teatru în teatru și să alergi în turnee și să propui tot timpul proiecte și să, exact ce spunea și Dan, tot timpul în mișcare ca să poți să-ți asiguri banii necesari pentru mâncare, chirie și tot ce înseamnă supraviețuirea de zi cu zi. Spațiul mic al teatrelor e principala problemă pentru public, pentru că nu se susține, spuneai tu, dar nu ați avut discuții în sensul ăsta pentru obținerea unui spațiu comun mai mare, eventual primăria sau Ministerul Culturii să vă pună la dispoziție pentru a putea funcționa în perioada asta grea? A fost o discuție, dar nu știu dacă din partea Ministerului Culturii, a fost o discuție la nivel de teatre. Știu că acum două zile am primit un telefon din partea lui Andrei Grosu, care m-a anunțat că un teatru va face parteneriat cu Teatrul Țăndărică, adică cumva toate spectacolele care se joacă la un teatru se vor juca acolo. Ceea ce m-a bucurat, pentru că e o sală de 300 de locuri, iar noi vom putea ocupa 100, ceea ce putem respira, avem spațiu, putem funcționa. Și ce m-a bucurat foarte tare e că teatrele au venit în sprijinul nostru, teatrele de stat, mă refer, au venit în sprijinul spațiilor independente, dar totuși este o soluție temporară. Adică teatrele de stat, la rândul lor, au și ele spectacolele lor. Nu se poate să intrăm noi buzna, să dăm buzna peste ei. Avem și noi nevoie de spațiul nostru, de propria noastră identitate. Și dar pentru momentul ăsta de criză e o soluție, eu zic că e o soluție foarte bună. Cum ați simțit spectatorii în perioada asta? Vorbeam că un teatru a făcut multe spectacole prin transmisie live. Da. S-au cumpărat bilete, au fost solidari cu voi sau nu a prins foarte bine? La început, în martie, când toate teatrele se închideau, un teatru făcea live streaming-uri și impactul a fost foarte puternic și oamenii au fost alături și încasările au fost pe măsură și a fost o perioadă foarte bună pentru teatru, dar a durat, nu știu, o lună când deja teatrele din lume au început să ofere spectacole gratis și atunci oamenii aveau oferta a crescut și oamenii aveau de unde alege, aproape oamenii au început să se cam, nu știu, sature, dar a fost un prea mult, cum spuneai și tu. Ne-am uitat și am văzut și cu ocazia asta am văzut lucruri extraordinare și pentru noi a fost un lucru bun că am putut să stăm și să vedem spectacole din toate colțurile lumii. Ceea ce pentru noi e esențial, să mai vedem și altfel de a face teatru. Dani, publicul tău cum a fost? Publicul meu, că ziceai... Felicitor! Ziceai la început că ai invitat doi actori, unii mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, eu sunt cel mai puțin cunoscut. Ca să ne lămurim... Da, iartă-mă, m-am acaparat discuția aici, dar... Nu, e foarte bine. E în spiritul nostru, să știi. Adică, da, 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 da.
ne apărăm dreptul aici. Na, publicul a plecat la mare, s-a dus în Grecia, a stat la cozi. Nu știu, pe mine nu m-au asaltat, Doamne, Doamne, ce dor ne-ai de tine. Doar cei foarte apropiați sau de voi, de trupă, de spectacol, de nu știu ce. Dar vorbim cu prietenii și vorbim și cu alți colegi și de prin alte orașe și așa mai departe. Am înțeles că publicul așa ca masă, ca publicul, e cam avid. Știu și de la Constanța, că am un coleg la Constanța și au făcut tot așa niște improvizații afară, dar actorii de la teatru din Constanța au făcut improvizații afară și îmi ziceau că odată că e plin și că stă lumea și după gard. Și că, deci, că se vrea, că publicul vrea și că e dor publicului. Deci nu cred că publicul meu sau al vostru sau așa, cred că publicul în general, cel care mergea la teatru, și-ar dori să meargă și acum la teatru, în condiții, bineînțeles, de siguranță. Dar cred că n-a murit dragostea de teatru sau de spectacole, de orice fel, odată cu pandemia. Și cred că lumea încă își dorește și vrea. Ce v-a schimbat pandemia major în viață? Sau fiecare, la fiecare interviu cineva vă pune o întrebare de genul ăsta? Toți au senzația că în 5 luni de zile ceva s-a schimbat uimitor în felul de a gândi, de a percepe lumea, prietenia și așa mai departe. Spuneai că te-a făcut să te regândești la începuturile dragostei pentru teatru. Da. A fost o întoarcere la începuturi. Și a mai fost un lucru esențial, importanța celuilalt de lângă tine. Să știi că celălalt, și mă refer acum iubită, mamă, tată, soră, frate, a contat ca ei să fie în siguranță. Și gândul ăsta permanent la celălalt, te-a detașat de tine. Permanent e vorba despre tine și despre ceea ce faci tu și să reușești tu și să-ți fie ție bine. În momentul, în tot timpul ăsta, n-a mai fost vorba despre asta și cred că ăsta e un mare câștig în ceea ce ne privește. Celălalt a devenit mai important cât noi. Urma să ai cel mai bun an carieră. Da. Și apoi apare brusc această fragilizare. Pe baza aceasta vreau să mulțumesc și Partidului Comunist Chinez, pe care îl consider direct implicat în viața mea, efectiv, dar direct implicat. Mi-a schimbat toată viața. Efectiv, toată viața. Încă mă gândesc de ce mă apuc. Dacă o ținem tot așa. De ce mă apuc? În sensul, mai știu un pic de electrică, permis am, îmi place să conduc. Eu zic că nu trebuie să-ți speranța. Avem nevoie să credem. Am muncit ca să ajungem aici. Asta zic și eu, că nu mi-aș bate așa joc de 15 ani din viața mea, în care numai asta am făcut și am fost chitit, n-am vrut să aud de joburi, de part-time-uri, de nimic, indiferent cât de greu ar fi fost sau n-ar fi fost, eu vreau să fiu actor. Bine, am mai lucrat, după ce am lucrat la un moment dat, am zis, gata, eu asta fac și asta vreau să fac și am ținut cu dinții și mă bucur că am făcut asta, dar viitorul nu cred că este nici sumbru, nici mai puțin sumbru, cât despre guvernant sau de stat sau de primărie sau de guvern sau de Ministerul Culturii. Eu personal n-am luat niciodată nimic de la stat și nici nu m-am bazat vreodată și nici nu am de gând să mă bazez vreodată, pentru că mi inspiră o neîncredere profundă, dar eu sper că cumva va veni un vaccin, cred că asta ne va ajuta. Și ce ziceam mai devreme, cum ziceai tu cu molurile, eu nu mai suportam să aud la știri, că m-am tot uitat la știri, sunt un avid consumator și de știri și de hot news și de dimineață până seara muream de grijă lui Horeca. Măi, m-au nebunit ăștia cu Horeca și era litoralul plin. Pe de o parte apărea o știre că
mor patronii de restaurante și de, din Horeca, și a doua știere era, ia uitați, sunt pline plajele, se calcă lumea în picioare, nu se respectă nicio măsură, niciun COVID, nicio nimica. Deci asta am auzit, de Horeca, de păcănele, de Horeca, de Horeca, de Horeca. Nu că aș avea eu ceva cu Horeca, că sunt destul de implicat și eu în tot ansamblul ăsta. Dar s-au pus numai câteva din astea, accentul doar pe niște domenii. Pe mall-uri, aoleu, să se deschidă mall-urile, bisericile și hotelurile și restaurantele. Cine poate să facă un lobby mai bun? Da, evident, de unde vin și banii la stat. Contează factorul, în votul nostru cele toate zilele e mai important. Păi de asta suntem aici, să punem și noi accentul pe ce trebuie și ce ne interesează și considerăm vital. Adică teatru independent trebuie ajutat. Cum ar trebui să se dezvolte teatru independent? Ținând cont de toată experiența asta de 5 luni de zile în spate, cum l-ați vedea dezvoltând? Ce măsuri ați propune? Dacă aș fi eu președinte pentru o zi, dacă m-aș angaja acum la guvern, repede. Spune tu. Păi, măi, nu știu, că nu sunt specialist, nu știu exact ce aș face, să zic acum, să avem un set de 10 măsuri, nu știu, aș vorbi în primul rând cum sunt patronii, nu, de teatre independente, cum patronii sună urât, cum le zici, fondatorii de teatre independente. Și am și eu niște prieteni care s-au chinuit 2 ani, au deschis cu o lună înainte de pandemie Dita Mai Spațiu și când se fac al treilea spectacol s-a închis tot. Cu rate la bancă și cu toate chestiile astea. Deci, având în vedere că nu sunt mii de teatre independente în România, sunt nici 100, nu cred că sunt 100 de teatre în toată țara independente, să se coboare, să se pogoare îngerul de la Ministerul Culturii, să facă o întâlnire cu toți, pe Zoom, live, la o bere, că tot s-a deschis Horeca la restaurante undeva, să încurajăm, nu? Chestia asta, păi ce probleme aveți? Chiria, actorii, spațiu, uite, eu am un spațiu de 50 de locuri, ce să fac, să joc 8 spectacole pe zi ca să ajung la numărul de spectatori, să se plece de la problemele pe care le are fiecare în parte. Colegii de care știam, eu am un spațiu foarte mare, poate să încapă și 100, 200, 300, 400 de oameni poate să încapă. Dar depinde, deci, hai să nu, dar trebuie un om pe care, din ministerul ăla, din guvern de undeva, pe care să-l intereseze soarta asta. Chiar dacă noi nu dăm bani atâția, chiar dacă noi nu sprijinim campanii electorale și așa mai departe. Deci cred că ar trebui doar atâta și s-ar găsi niște soluții care să convină la toată lumea. Uite, pe tine pot să te ajut așa, pe tine pot să te ajut așa, ție îți dau un spațiu acolo până când nu știu ce și așa mai departe. Adică nu sunt mii de teatre, nu e un infinit, sunt câteva amărâte care, cum zicea și Florina, trăiesc și s-au chinuit oamenii ăștia toate viața lor și au pus-o acolo, e munca lor, azi zice, gata, aia, e pandemie, renunțăm, ne apucăm de altceva. Nu, fac teatru, fac măcelărie, o transform. Deci ar trebui un pic de interes. Dar nu, eu nu cred, eu sunt pesimist în legătură că li stă cuiva capul din mister, nu doarme noaptea de grijă a teatrelor independente. Nici măcar acum un prag de alegeri. Nici măcar acum un prag de alegeri. Mai ales că actorii sunt destul de spurcați și au și păreri și se mai și revoltă, na. M-aș zice să încheiem totuși într-un ton mai optimist discuția. Se pare așa, că s-a dus în jos tot. Să vă pun, pare rău, dar... Și să vă pun întrebările alea clasice de revistă, de glosii, așa, recomandă-ne 5 piese de teatru pe care trebuie să le vedem în România. România. Păi hai să spun eu la ce am vibrat la Noaptea Bufonilor de la un teatru. Spune și tu că să facem așa, unul, că trebuie să mă gândesc. Ultimul spectacol pe care l-am văzut a fost o nebunie de a lua Frim la TNB. Trei surori sau Pădurea Spânzurațelor? Trei surori, da. Am văzut și Pădurea Spânzurațelor și Trei surori, recomand. Un alt spectacol care mi-a plăcut extraordinar de mult și m-a marcat a fost, nu știu dacă se mai joacă, a fost Neînțelegerea cu doamna Mariana Mihuț, cu Mihai Călin, când doamna Mariana Mihuț m-a băgat în scaun șoptind ceva, deci nu urlă, nu țipând, aia a fost o lecție de teatru. Altă piesă care mi-a plăcut foarte, foarte mult și am văzut-o de câteva ori a fost Măscăriciu cu Horațiu Mălăele și Nicolae Urs.
și încă o piesă care mi-a plăcut mult de tot, Regina Mamă, cu Olga Todorache, care ținea între 3 și 6 ore, depinde ce chef avea. Bine, asta nu știu.